foștii prieteni de mei independenți chiar îmi doresc să mă vadă, să schimb viețele, pentru că știu cum, cât de greu mi-era și în ce perioade nasoale am trecut și prin câte greutăți am trecut și îmi doresc să-și revină toți la cum îi știu eu înainte, cum înainte să ne apucăm, că ne-am apucat la împreună în același timp și vreau să ne revenim să fie cum era înainte. Mă numesc Kamal Sayegh, sunt din Palestina, din fâșia Gaza. Am ajuns aici în 2011. Locuiesc în Timișoara, mama mea e din Timișoara. Am 26 de ani. Am început dependența de alcool la 18 ani. Privind dintr-o familie creștină, ortodox. Tata și mama sunt farmaciști. Avem farmacii la mine în țară. Copilăria mea a fost destul de frumoasă. Ai mei mi-au oferit tot ce am avut nevoie. Am avut o copilărie, pot să zic că și foarte frumoasă și în același timp și foarte tristă din cauza războiului de acolo, care e de foarte mult timp și continuă până în ziua de azi. N-am avut condiții de trai foarte mari. Adică și curentul, nu prea am avut acces la multe din cauza curentului, că se stingea curentul. Adică am avut 4 ore pe zi curent și restul n-am avut curent. Apă, petrol, adică benzină, tot ce pe partea asta de petrol. Multe chestii n-am avut. N-am avut voie nici pe stradă să stăm cât am vrut noi. N-am avut liniște. Și din cauza asta pot să zic că am avut și un trai foarte bun, pentru că ai mei mi-au oferit tot ce am avut nevoie de când eram mic, dar în același timp nu era nici frumoasă, să zic, din cauza războiului și ce se întâmpla acolo, adică condițiile de trai acolo. Țara e foarte frumoasă, dar păcat ce se întâmplă acolo. Și de-aia și am venit în România, am plecat din cauza războiului de acolo. Să mai iau și partea aia de copilărie care mi-a rămas, să o trăiesc și aici un pic. Am trăit frica de când eram mic. Mi-era frică, normal, ca la orice om, ți-e frică de la ce se întâmplă, dar la un moment dat te obișnuiești. Îți intră în sânge, nu mai poți să scapi de ea, pentru că ești obișnuit la fiecare 10, 15, 20 de minute, ai o rachetă, cineva moare, știrele într-una, ba s-a bombardat acolo, ba s-a întâmplat aia, ba ambulanțe, ba pompiere, ba, și deja îți intră în ritmul de zi cu zi. Fiecare zi, aceeași chestii, am trăit 15 ani de zile acolo și în fiecare zi să auzi și să se întâmplă aceeași lucru, normal că e deja obișnuință. Primul mort care l-am văzut în viața mea era la 11 ani. Copil la vârsta aia, să vezi un om cu mai multe bucăți, adică o mână într-o parte, un cap în altă parte, e ceva foarte dureros. Și trăiești în traumele alea, e o traumă. De când eram mic, adică și când aud ceva, când am reacții foarte rapide la orice se întâmplă în jurul meu. Lucrurile așa m-au influențat pe mine să văd lucrurile mult mai bine, mult mai atente, să fiu atent și la fiecare detaliu, la fiecare chestie din jurul meu. Adică e o învățătură care multă lume nu are. Și noi o trăim din cauza traumelor care am pățit acolo, am avut acolo. Am făcut școala generală, normal, dar în timpul
bombardării, uneori nu mai nu mergeam la școală, câte două, trei zile până se liniștea. Dar am făcut școala generală, am făcut liceu, am făcut liceu acolo până în clasa a 10-a. Am terminat clasa a 10-a, m-am mutat în România, în Timișoara, la liceul William Shakespeare. Și pentru că mi era mult mai ușor, că și multă engleză se făcea acolo. Am terminat liceul și am terminat și bacul cu ajutorul domnului. Am făcut și facultatea de management turistic și comercial, tot în Timișoara. Am intrat în dependență fix în anul când trebuia să încep masterul, 2 ani de master. Am început dependența de alcool și n-am mai reușit să continui. Deci dependența de alcool a început de la o ceartă foarte mică cu fosta mea prietenă. Prima zi, un pahar de vin, a doua zi, două pahare și la un moment dat vinul n-am mai făcut față și am dat de întărie. Tot așa s-au agravat până am ajuns să pierd tot ce am. De la tot ce am avut, am început să nu mai am nimic. Azi pierdeam una, mâine pierdeam alta și nu-mi dădeam seama. Deci nu i-am pierdut toate. Din prima am pierdut timp de 8 ani de zile, încet, încet. Și nu vedeam eu că pierdeam. Până la un moment dat m-am trezit că nu mai am nimic. Nici prieteni, nici părinți, nici bani, nici nimic. De la o viață care o duceam foarte bine și liniștea care am avut-o și financiar, să mă trezesc dintr-o dată să nu mai am nimic, e foarte greu. Când am venit în centru aici, mi-am dat seama de fapt de ce am băut eu. Pentru că tot m-am întrebat de ce am băut. Eu credeam că e din cauza fostei mele prietene. De acolo a început, dar de fapt nu era asta. Din cauza banilor. Pentru că eram nemulțumit. Am avut de toate și mi s-a oferit de tot ce am avut nevoie, mi s-a oferit. Și cu câți bani aveam în buzunar sau în conturi sau în tot ce am avut, vroiam cât și mai mult, și mai mult, și mai... Era nemulțumire la mine. Pentru că acum mă mulțumesc cu orice mi se dea. Cu cât de puțin, da, oricine îmi dă, să fie puțin, mă mulțumesc cu orice mi se dea. Am ajuns la un moment dat să iubesc banii mai mult decât pe mine. M-am chinuit foarte mult să-mi revin din ce eram, pentru că e diferența când ai o grămadă de bani și cazi dintr-o dată și nu mai ai nimic, te gândești că ai avut aia și dintr-o dată să nu mai ai nimic. Aia m-a distrus pe mine și foarte greu mi-am revenit din chestia asta. Am fost și la mai multe, adică ai mei au făcut tot ce e posibil să-mi revin din unde eram și n-au reușit nicicum. Deci erau în stare să plătească orice preț, numai să mă scape. Și mi-a zis la un moment dat că numai Dumnezeu poate să te scape. Că noi cu tot ce am putut, te-am ajutat și n-am putut să te ajutăm, numai Dumnezeu. Da, când eram la școală aici, nu prea mă înțelegeam cu ei, pentru că la noi e total altă mentalitate. Și am făcut foarte multe probleme și am chiulit foarte mult de la liceu, pentru că eram și cu colegii mei care eram în liceu cu 2-3 care mă înțelegeam foarte bine. Ei mă tot trăgeau la cafenele, să mergem la cafenele, sincer să mergem și la cazinouri în timpul orelor. Dar de învățat am învățat. Mi-a plăcut școala. Chiar mi-a plăcut școala și... Dar ultimul an chiar nu... Am chiulit foarte mult, chiar și de bacalaureat. De bacalaureat.
Beam la ocazie, adică, de exemplu, la un majorat, la o zi de naștere, dar beam foarte rar. Adică am fost și la multe zile de naștere, la multe majorate, la multe... Am fost și la nunți, dar n-am băut. Erau zile când beam, când era o sărbătoare, ceva, o zi mai specială, dar erau și zile speciale când n-am băut. La început, când am început să beau, beam cu limită. Cum mă simțeam bine, atunci mă opream din băut. Sau beam cu cap, cum se zice, mâncam înainte de... Dar după aia, încet, încet, n-am mai ținut cont de... Când am început cu băutura foarte tare, n-am mai ținut cont de nimic. Beam până cădeam jos, nu mai știam de mine. Dimineața eram cu treaba, cum termineam treaba pe la 5-6 seara, începeam cu băutură până adormeam seara. Ultimele 3 ani de zile, 2-3 litri de zi de vodcă, de tărie, de toate felurile de băuturi. Și dormeam, mă trezeam băut. Nu știam, nu făceam diferență între zile. Mâncam o dată la 4-5 zile și am avut și întreruperi la băutură, adică o întrerupere de 5 luni și una de 4 luni. Mi-am pus în cap că vreau 4 luni să mă las de băutură, 4 luni m-am lăsat. Cum m-am lăsat aia 4 luni, m-am întors direct în ziua aia să beau. Deci nu mi-era bine nici cum. La început, când am început dependența de alcool, mi-a plăcut starea care mi-a dat ea, alcoolul. Din starea aia faină care am creat-o eu la început, a ajuns din ce în ce mai gravă. Deci la început, primele ani buni de zile, 3-4 ani de zile când am băut, am băut că îmi dădea stare foarte frumoasă. Mă înțelegeam cu toată lumea, îmi făceam de cap, prindeam și curaj. Vreau să vorbesc cu cineva, ceva trebuia să beau ca să vorbesc cu el, cu oricine. Nu neapărat cu o femeie sau... Tot a plecat iar de... Când îi ceream la tata ceva, am avut nevoie și mi-era rușine să-i cer, beam înainte ceva ca să prind curaj să pot să-i cer lucru care vreau să-l cer. Și încet, încet am început să fac probleme, să oriunde mergeam să creez probleme, bătăi, mă făceam de rușine peste tot, dormeam în cluburi, pe canapele, mă certeam cu toată lumea, nu mă înțelegeam cu absolut nimeni din jurul meu și încet, încet am început să pierd oamenii de lângă mine. Pe mine m-a afectat foarte mult ultima perioada mea de dependență, părinții mei când m-au lăsat. Că ei au crezut că dacă mă lasă, poate mă las de alcool. De eu am făcut-o și mai grav. Adică am intrat în dependență și mai adânc. Asta m-a afectat foarte mult când m-au lăsat părinții mei. Și am văzut că nu mai am niciun venit. Am început să pierd, să-mi vând tot ce am avut. Că părinții mei nu mai îmi dădeau bani ca să nu-mi iau alcool și restul ce îmi luam eu. Au sperat că cu faza asta pot să mă las de alcool, dar eu invers. Mi s-a făcut și mai... Deci am intrat în alcool și mai tare. Eu, de exemplu, cu alcoolul, ce credeam că fac? Și până în ultima zi când am băut, eu credeam că dacă beau acum și uit, a doua zi nu mai am nimic. Adică îmi rezolv toate problemele când beau. Eu, de fapt, beam, de exemplu, astăzi seara făceam o problemă cu cineva sau făceam ceva care a doua zi regretam că l-am făcut și a doua zi începeam să beau ca să uit
ce am făcut eu înainte cu zi și așa în fiecare zi. Deci eu, de fapt, n-am avut nicio problemă și din nimic îmi cream o problemă din cauza alcoolului. Problema cea mai mare care m-a afectat pe mine din cauza alcoolului și care am făcut-o eu din cauza alcoolului, două dosare penale cu alcool la volan. Primul dosar penal, una cu suspendare și cum mi s-a dat permisul înapoi după 3 ani de zile. Mi l-au luat pe 3 ani de zile. După ce mi l-au dat înapoi cu 4 zile, am urcat, iar am urcat de beat în mașină și am făcut accident cu 7 mașini. Am intrat în 7 mașini fără să-mi dau seama, nu știam, am trezit la spital. Asta m-a afectat pe mine cel mai mult. Cam încă un dosar penal care merge în continuare, acum încă nu l-am terminat. Și am mers cu mașina, am condus cu mașina băut vreo 4 ani de zile. Aproape zi de zi am condus băut. Și mergeam mulți kilometri dintr-un oraș în altul băut. Nu știam cum ajungeam. Parcă era Dumnezeu acolo și m-a salvat din multe accidente, multe care putea să se întâmple cu mine fără să-mi dau seama, să ajung la închisoare mulți ani de zile. Eu am avut mai multe momente când am zis că nu mai vreau să beau, că nu mai pot să beau. Stăteam pe telefon într-o zi, era într-o zi de luni și stăteam pe telefon și mă aduc aminte că mi-am comandat de la Kaufland două sticle de vodka Absolut și două pachete de țigări. Și am adormit. Și mă trezesc, eu credeam că m-am trezit a doua zi. Mă uit așa, am stat pe telefon, cum intru pe telefon, direct pe Facebook și pe Instagram intru. Și am închis telefonul, am mers la bucătărie să-mi fac ceva de mâncare, m-am întors înapoi și mă uit la telefon și mă uit, când am ajuns în bucătărie, m-am uitat pe masă, erau mai multe sticle de alcool și mai multe țigări și pe jos și mizerie în bucătărie. Nu știam ce s-a întâmplat, că eu mă aduc aminte că nu era nimeni la mine acasă. Și mă întorc în cameră, iau telefon și mă uit și era joi. Și zic, eu... Deci n-am cum, deci eu am văzut că era ziua de luni și mă trezesc joi, n-are cum. Și cu faza asta care s-a întâmplat m-am speriat foarte tare. Adică am ajuns să fiu treaz în fiecare zi. Am fost treaz și ziua de marți și ziua de miercuri, dar eu nu mi-am dat seama că eram treaz 3 zile sau 4 zile la rând, fără să-mi dau seama. Deci eu, telefonul mi era pe luni când am adormit și eu m-am trezit în ziua de joi în mintea mea. Și cu faza asta care s-a întâmplat cu mine, am apelat-o pe mama, cred că nu vorbeasem cu ea de mult timp. Ea în ziua aia a vrut să mă sune pe mine să-mi zică de Centru Teen Challenge. Fix în ziua aia, când am sunat-o, eu i-am zis, mamă, eu nu mai pot, fă ceva, te rog. Dacă mai este vreo scăpare să mă scap de ea sau să mă duc oriunde să mi se rezolvă problema asta, pentru că am pățit aia. Când am venit la centru, cum am coborât din mașină, i-am văzut pe colegii mei. Ba, unii făceau la fuișor, alții tundeau iarbă, alții puneau faianță. Și eu când am venit îi zic la mamă, eu sper că ăștia sunt oameni care au adus ei din centru să lucreze pentru ei, să nu fie un student de aici. Că eu în viața mea n-am spălat o farfurie, n-am lucrat în viața mea. Nu știam cum să lucre. Mi s-a zis la telefon să aduc haine de lucru și eu n-am avut în viața mea haine de lucru. Și nu știam
ce înseamnă haine de lucru la ei. Și cum m-a lăsat mama, mi s-a zis că n-ai voie telefon, n-ai voie aia. Și am zis, bă, eu am intrat mai bine, mă duc la pușcărie decât să intru în centru. Pentru că am avut foarte multe restricții care, sincer, la pușcărie poți să le ai și în centru n-am avut cum să le am. Cu timpul am apreciat toate chestiile astea care, cu restricțiile care sunt în centru, am învățat să apreciez orice chestie foarte mică care mi se dă. Apreciez orice, de exemplu, prima dată când am plecat la doctor de aici, am fost la doctor să fac niște analize și am plecat cu un student de fază mai mare. Cum am ajuns în București, de aici, când m-am coborât din maxi taxi, am coborât pe stradă și am zis, bă, sunt liber. Pot să mă duc să intru singur în... Și asta era după o lună de centru. Și m-am simțit, adică când am intrat la Mega Image să-mi cumpăr un suc, ceva, am apreciat sucul ăla care am putut să-l cumpăr eu. Și mi se pare când ies pe afară, adică când mă duc în București, în oraș, mi se pare că e o junglă. Și este foarte protejat la centru. Mă simt foarte fericit. Și în fiecare zi mă simt și mai fericit și mă apropie de Dumnezeu și mai mult în fiecare zi, pentru că demonstrez în fiecare zi că există lângă mine. Viața cu Dumnezeu e o viață minunată. Nu-mi trebuie absolut nimic și nu credeam niciodată că o să ajung să vorbesc și să zic chestiile acelea. Am venit în 30 octombrie în centru și tot am avut gânduri foarte mari de a pleca de aici. Și la orice problemă care o întâmpinam, vroiam să plec. Am avut gândul de a pleca de mai multe ori. Și de ziua mea, 12 decembrie, era o zi de duminică. Și de ziua mea, domnul pastor Cătălin Baciu m-a scos pe scenă, m-a chemat și mi-a cântat la mulți ani de ziua mea, dumnealui cu vreo 250 de persoane. Ziua aia mi-a schimbat radical viața. Era cea mai frumoasă zi care am trăit-o în viața mea. Pentru că n-am mai avut pe nimeni lângă mine. În momentul în care am ajuns foarte jos, când ești în perioada cea mai josnică din viața ta, să-ți dea Dumnezeu cea mai frumoasă zi din viața ta, e un miracol. Chiar un miracol. Asta e o chestie care m-a încurajat foarte mult. Nici nu am avut, după aia, până în ziua de azi, n-am avut gândul de a pleca. Pot să zic la părinții mei că îi iubesc enorm de mult. Pentru că fără Dumnezeu și fără ei, nu ajungem aici. Și eram de mult în altă parte. Tot ce se întâmplă în viața mea e datorită lor. Eu îi iubesc foarte mult și aș vrea să-mi dea Domnul putere să pot să-i fac lor răsplata la tot timpul frumos care mi l-au dat ei mie și să îi las să trăiască restul vieții atât de frumos cum n-a mai trăit-o nimeni.